Deși în nenumărate rânduri specialiștii au confirmat faptul că cei care s-au vaccinat pot transmite, se pare că restricțiile, în special testarea, nu sunt valabile și pentru ei. Această situație îi încântă pe cei imunizați, însă îi poate afecta pe cei nevaccinați. Majoritatea restricțiilor sunt anulate pentru persoanele complet vaccinate împotriva coronavirusului, deși specialiștii au confirmat de-a lungul timpului că și ei pot fi purtători ai virusului și îl pot transmite. Românii consideră că și cei imunizați ar trebui să fie testați, reprezentând totuși un pericol pentru ceilalți. Transmit sigur boala. 100% vă zic că transmit boala. Și eu zic că trebuie testați. Nu e problema că trebuie testați. Ce să zic? Și eu nu sunt vaccinat și nu vreau să mă vaccinez. Inclusiv șefa DSP București a declarat că cei nevaccinați cu schema completă nu sunt considerați contacti directi cu o persoană confirmată pozitiv pentru COVID-19, deși își pot realiza activitățile zilnice fără să fie nevoiți să stea în carantină. Această situație ar putea să-i afecteze pe cei care nu s-au imunizat până în prezent. Sigur, am pe nevastă în învățământ și are majoritatea care sunt testați și au și vaccinul și transmit boala. Au COVID-ul în ei. Da, ce să mai zic? Testarea ar trebui să fie pentru toată lumea. Sigur că da. Sigur, testarea da. Să fie pentru toată lumea. Oarecum sunt afectate drepturile celor nevaccinați. Pentru că cei vaccinați, dacă nu sunt testați, sunt transmițători de boală. Așa că degeaba zicem vaccinare, dacă nu facem și testare. Asta e tot. Credeți că testarea ar trebui să fie pentru toată lumea? Absolut, pentru toată lumea. Și testați vaccinați și nevaccinați. Pentru că ăia vaccinați mor cu gândul că sunt vaccinați și nu o să iau boala și o ia și o de la altul. Și atunci dacă s-ar face această testare și la vaccinați, s-ar constata că sunt purtători de microb și ăia vaccinați. Persoanele vaccinate cu schema completă nu sunt considerate contacti directi ai unui caz pozitiv, deși aceștia pot transmite. În continuare, românii consideră că testarea ar trebui să fie pentru toată lumea, nu doar pentru cei neimunizați.